Noul coronavirus mutant provoacă multe incertitudini. Trei persoane au fost infectate cu tulpina britanică la noi în țară și e foarte posibil să aflăm că avem mai multe cazuri. Medicienii sunt de asemenea speriați de faptul că ar putea fi următoarele victime. Mulți bătrâni nu știu cum să se programeze pentru vaccinul anti-COVID, fiindu-le aproape imposibil să acceseze singur platforma online. Singur și fără ajutor, deși prioritar la vaccin, cei mai mulți dintre seniori își doresc să se vaccineze, însă fără sprijinul unei alte persoane nu ar reuși. Vârstnicii își roagă familia să-i ajute sau acolo unde este cazul medicul de familie. Dumneavoastră doriți să vă vaccinați anti-COVID? Da. Și știți să folosiți platforma online? Nu știu. Și cum procedați ca să vă înscrieți? Se ocupă fiica mea. Dumneavoastră personal sau v-a ajutat cineva? Nu, copiii mi-au ajutat, da. Nu mă pricep la online, așa că... Ați cerut ajutorul medicului de familie? Atâta doar, da. Dumneavoastră doriți să vă vaccinați anticovid? Da. Și știți să folosiți platforma online? Nu știu. Unii bătrâni nu au nici măcar pe cine să roage să îi ajute. Sunt mulți vârstnici care nu au aproape copiii pentru a le oferi ajutor. În acest moment, fără sprijinul unui medic de familie sau al unui membru al familiei, mulți bătrâni ar rămâne nevaccinați, întrucât programa online este aproape imposibilă.